că Consiliul Local lucrează cu destinație. Nu vor să aibă un viceprimar care să lucreze cu primarul actual. Alegerea domnului Sarcinski a fost susținută de către reprezentanțe PSD-ului și ai PNL-ului. Vezi, dragă doamne, ca să-i creeze piedici domnului primar, nu ca să lucreze alături de el. Poate prin legea administrației publice locale vom da și noi o responsabilitate directă viceprimarului și vom găsi și o altă modalitate de a fi ales viceprimarul, în așa fel ca să nu mai există aceste neconcordanțe. Dar eu personal, deci spun, este o părere strict personală, merg pe mâna domnului Olărean, pentru că dacă s-ar fi dorit să fie sprijinit în ceea ce face la nivel de municipiul Rădăuț la ora actuală și face lucruri bune, eu cred că ar fi avut mai mult de câștigat municipiul Rădăuț, inclusiv organizația locală, decât să se lucreze sistemul ăsta de contra. Am înțeles că a fost o problemă cu evacuarea unei săli. Dacă primarul consideră că acolo trebuie să fie o sală de primire a celor care vin și a delegaților, viceprimarul nu este nicio problemă dacă lucrează undeva într-o altă sală, unde poți să-și aibă și propriul birou și propriul secretar. Deci eu cred că a fost o amândoi. Și trebuie să lămurim aspectul dacă viceprimarul va mai face parte din Consiliul Local. Deci dacă va mai deține și funcția de consilier local sau va avea pe cel de vicepreședinte. Părerea mea este că el trebuie să fie ales pe vot direct, fără a fi membru a Consiliului Local. Chiar la ora actuală lucrăm la Ministerul Administrației la modificarea legii 215 și proiectul mai vechi care l-am cu reducerea numărului de consilieri cu 40% sau chiar cu 50%. Mă rog, Ministerul Administrației propune 25%, i-am spus că e prea puțin. Propunerea mea a fost cu reducerea de 40% și 50% a numărului de consilieri locali.